palmaresul acolo până în anul ăla. Am soluție. Exact. Spune-mi o soluție. Soluția este să trecem vis-a-vis în cimitirul Ghencea, nu e bășcălie. Și să mergem la mormântul lui Piția Polzan. Și să-i spune, nea Piția, am venit la mata cu unul de la FCSB și cu unul de la CSA. Și să le zici mata care este steaua. Să ridic o palmă de acolo și strige una după ceafă amândurora. Mergem aici vis-a-vis la Nea Iliuță Savu, fondatorul Stelei 7 iunie 47. Și zice, bă, Nea Iliuță, iartă-ne că te drag, am venit la mata să aprindem o lumânare sau ceva. Băiatul este reprezentantul CSA Steaua, al echipei de fotbal, care face parte din Clubul Sportiv al Armatei, și dumnealui e reprezentantul lui Gigi Becali, FCSB-ul. Și acum mata ales să te ridici un pic de aici și să ne spui mata care crezi că uite așa s-au întâmplat lucrurile. Primești o palmă după ceafă de cazlat. Asta e soluția. Când se duce ăla de la Atletico, e reclamă. Se duce fanul lui Atletico în 2000, când i-au picat, sau în 2000, când au picat în B. Și se duce taxul cu copilul. Înnebunești dacă o cauți pe internet. Și se duce taxul cu copilul în cimitir. Tatăl la tatălui, deci la bunicul ălui amic. Și zice, băi, am venit să spunem că o avem grea. Exact așa este. Ăla micul cu fularul Atletico, taxul cu Atletico, la mormântul lui bunicul respectiv tată. Atletico pe vremea ta era altfel. Să murea pe teren, să nu știu ce. Noi acum am picat în B. Am venit să spun că am picat în B. Se face deja pielea ca de găină, știi? Și l-am adus și pe ăsta mic să spun că, bă, noi nu mai rezistăm. Eu destul am suferit acasă, ăsta mic nu vreau să-l văd plângând, și am venit să spunem că ne despărțim de Atletico și că nu mai suntem fani Atletico și nu ne mai interesează. Scoatem un fularul. Și ăla mic ia fularul și îl pune pe cruce. În dreapta aici, un brad. Și creanga unui brad, tuf, le dă o palmă amândurora și ia bă fularul repede înapoi. Ia la fularul, Aleti, Aleti, mamă! Exact așa și aici, știi? Ia mă repede fularul, zice. Cum e? Liniște, mormânt, cimitir. Da, așa zice. Ia mă repede fularul înapoi și mamă, Aleti, colcionero! Și pleacă. Genială. Da. Exact așa și aici. Super. Ăștia care aveți tupeu cu tancurile de la UME0, CSA Steaua, ăștia alunea Gigi, bă, care suntem, bă, șmecher toți, hai la mormânt, la cimitir, când sunt ei șmecheri așa, și fața mormântului... Bine, dar trebuie să știi cine e Ilie Savu. Sau Piția Polzan, aici un pic mai greu, că așa alegem primul mormânt. Da. Mergem în fața, da? Mergem în fața de Nea Piția Polzan, primul liber din istoria omenirii. Terminați Dumnezeu să-l ierte cu Beckenbauer și cu Piqué Alonso și cu Alonso Armando Piqué și cu nu știu care. Terminați cu ăștia, da? Nene, Piția Polzan era în 46 libero. Nu s-a născut. Beckenbauer e 47, cred. Născut. Sau 46. Avea un anișor. Da. Era în Pampers, că ei aveau Pampers născute ce ca noi. Mergem în fața la Piția Polzan, care închidea ușa în vestiar și zicea în genunchi toată lumea. Și Nea mi zicea, cum în genunchi, că noi suntem ofițeri aia. În genunchi, bă! Și punea în genunchi. Băi, Nea Piți, să aude dreacu că ne-am pus în genunchi și ne-am rugat. Nu v-ați rugat, vă bate joc de tricoul CCA-ului și voi ne bat ăștia de la Ploiești, ne râdă noi. Ia 2 ani de zile luăm titlu, bă. Și ce să vezi, am luat 2 ani titlu după aia, că ne-a pus ăla în genunchi. Mergem colea, să uite și în fața lui Nea Imi. De ce să mergi la cimitir? A ne suim în avion. 6 inși din presa sportivă aleși. Bă, vine ăla de colo, de colo, de colo, de colo. Și cu 2 reprezentanți. Unul de colea și cu unul de acolo. Și mergem la Nea Imi acasă. Și ne dă Nea Imi o măsuță, bem o colicioaie, că noi stăm deoparte. Nea Imi, au venit băiatul ăsta stânga și băiatul ăsta dreapta. Să zici mata care-i steaua. Păi nu se ridică și îți dă 2 după ce a făcut cu toată feblețea dumnealui și cu toată noblețea dumnealui, pardon, da. Și feblețea și noblețe și...